Bună, Sirmia! Înainte să încep, vă rog să vă abonați la canalul meu, să apăsați clopoțelul și să dați like, mă ajută foarte, foarte tare! Duminica, în casa Mireasa, foarte plictisitoare, staful n-a deschis ușile între case, foarte urât, foarte urât asta. Mai puțin și se termină sezonul și ei încă nu s-au cunoscut bine și mai vrea mult de căsătorii. Ei nu se cunosc, practic, prea bine. Că de asta și atâtea divorțuri, dar nu interesează. Staful vrea doar să-și umple buzunarele de bani. Pe ei banii interesează audiența, nu viitorul acestor tineri pe care îi ține în casă pentru acest lucru. Nu că i-ar interesa dacă au sentimente, dacă se potrivesc unii cu alții. Așa că toți sunt stresați acum de sfârșit de sezon. Să gândesc toți la premiu, normal, cel puțin cuplurile și cei care sunt în top, că doar ăștia au șanse. Ziua a fost foarte plictisitoare, fără niciun fel de activitate. Abia seara le-a dat film pe la 9, parcă, dar fiecare în casa lui. Nu i-a lăsat puțin împreună să-și vorbească, să... Nu știu ce urmărește staful cu asta. Și a cui a fost ideea, că nu e o idee bună absolut deloc. Pentru că ei își doresc să fie împreună, plus mamele vor să fie cu băieții. Știu și de la mine, ne ținea duminica... De Crăciun iar n-am avut nimica, bineînțeles că eu nu sărbătoresc, dar măcar era muzică, ceva, nimic, nimic. Păi vedeți din ce cauză aduce staful acest gen de concurenți pe care nu-i interesează familia. Sunt pe sezon o pereche, două, majoritatea vor altceva, n-au venit să se căsătorească. Se vede foarte bine asta, se vede foarte bine cu ochiul liber. Nici nu mai era nevoie să vă spun, cred că toți știți, nu? Așa că s-au plictisit, au mâncat, n-au avut practic ce să facă. În locul acela mic și cu energie negativă. Pentru că asta e casa Mireasa. O energie foarte negativă acolo. De asta și se îmbolnăvesc concurenții, de asta au probleme. Pentru că e inadmisibil așa tineri să aibă probleme. Este. Seara, Sergiu era foarte emoționat pentru că trebuie să plece la Roma la 4:20, au avionul foarte devreme. Am văzut că au primit pe plasmă și el și Madi instrucțiuni ce să ia în bagaj. Vor lua decât o gentuță, n-au nevoie de mai mult pentru o zi. Pleacă luni dimineața și prind o noapte acolo, a doua zi se întorc. Poate se întorc și până la live de la ora 2. Dar am văzut că băieții l-au ajutat cu părul, l-au încurajat. Îmi plăcea fața lui, cum stătea așa îngrijorat. Păi, eu n-am mai cerut nicio fată de nevastă. Păi normal, că loc să găsească el băiat tânăr și frumușel și cu meserie bună, el s-a lipit foarte tare de depresiva Madi, divorțată și trecută prin foarte multe relații. Eu nu am nimic cu ea ca om. Absolut nimica. Cu nimeni n-am ca om, doar cu lucrurile pe care le face, cu minciunile pe care le-a spus tot sezonul. Și am văzut că Sergiu, de dragul finalei și a premiului, pentru că are toate șansele la premiu, a trecut cu vederea de acest cuplu nu va rezista afară decât, să zicem că ar câștiga, ar rezista până să ia banii, dacă ar rezista și atunci, dar nu cred să câștige. Dar toți au șanse egale. Depinde foarte tare de staff. Dacă stafful vrea să-i pună câștigător, îi pune. N-ați văzut în sezonul trecut? Maria și Antonio erau de foarte puțin timp împreună, iar cei care au fost de la început și erau favoriți, cum era Mihai și Alui, atunci nu știți că toată lumea credea că ei o să câștige. N-aș fi vrut pentru că nu mi-a plăcut comportamentul ei. E al ei, al lui nu, al ei. Și... Sergiu abia așteaptă să plece. La ora asta când stăm de vorbă, deja au ajuns la Roma. Eu ce pot să-i urez? Să-i urez să fie fericit. Dar nu prea văd cu asemenea femeie lângă el. Dar oricum, urarea rămâne valabilă. Am râs de Ioana. Povesteau de task-uri. Ea zicea că ea nu o să câștige tascul sărutului, pentru că venea vorba că ar mai vrea să mai iese, să mai meargă pe undeva și zice, păi da, dacă vrei, trebuie să câștigi un task. Asta e regula, casa Mireasa. Și
Ea spunea că ea nu poate să-și adore și să se sărute pentru că ar vomita. Adevărul ăsta e, ăsta e, are dreptate Ioana. Știți că eu nu susțin nici pe Ioana, nici pe nimeni, dar are dreptate. Cum să stai bot în bot atâta timp? Cât să se pune, de, cred că nu te mai săruți după aia câțiva ani. Și am văzut că s-a dus la cameră, am mulțumit familiei că i-a trimis certificatul, pentru că ea vrea să se căsătorească cu Marius. Și Marius zicea că nu vor să se căsătorească decât o singură dată. Asta nu poți să știi. Fiecare om, fiecare, în timpul cât și înainte de căsătorie și atunci, în momentul ăla, are impresia că e bărbatul sau, după caz, femeia vieții lui, că nu mai vrea pe altcineva, că odată toți cred asta. Nu cred că vine vreunul la altar, hai, în afară de căsătoriile obligate, înțeles. Vine vreunul și zice, a, păi mă căsătoresc, dar nu o să stau împreună. Toți cred asta. Toți. Asta nu înseamnă că o să fie așa. Nu înseamnă că o să fie, pentru că nu poți să știi ce îți oferă viața. Nu poți să știi nimic. Dar vom trăi și vom vedea. Vom vedea cât de curând luna viitoare e finala și atunci vom afla totul. Și după aceea, dacă concurenții o să mai vrea să ne mai neposteze evenimente din viața lor, eu o să urmăresc cu drag, cum îi urmăresc și pe ceilalți. Pe cei din sezonul 1 nu știu, n-am văzut nimic decât câștigătoarea mai postează câte ceva, rest pe ceilalți nu știu, dar din 2, începând de 2, restul pe toți știu. Pe toți știu și urmăresc. Tot ce postează, urmăresc. Și chiar mă bucur, mai ales pentru Gabriela, că a fost preferata mea. Eu nu înțeleg relația lui Bogdan cu Luiza. Când sunt împreună, când sunt certați, când la petrecere am văzut că n-au prea dansat, ea era cu alții, mai mult cu o altă mamă, nu prea stătea cu Crina. Crina a încercat niște apropieri, nu, parcă se ține la o parte, e nehotărâtă și Luiza. Când vrea cu Bogdan, când nu vrea. Și Bogdan e foarte dificil ca bărbat, foarte dificil. Are 31 de ani, ar trebui să știe ce vrea. Plus, când vorbește, eu din 10 cuvinte, dacă înțeleg 2. Nu înțeleg ce vorbește. Nu știu dialectul lor de acolo, de unde e, din Ardeal. Nu, pur și simplu nu înțeleg, nu știu ce zice. Ar trebui să traducă. Sunt cuvinte pe care nu le-am auzit în viața mea. Și eu sunt din Banat și avem și noi dialectul nostru, dar ce vorbește el? Păi una să vorbești acasă cu prietenii sau în sat la el, unde toată lumea știe, și alta e să vii la televizor și să vorbești în dialect. E foarte greu pentru noi să-l înțelegem. Bine, ardelenii sau cei din zona lui îl înțeleg. Poate din cauza asta să țin toate fetele la distanță de el, că nu înțelege ce vrea să spună. Încearcă și el ceva, dar nu iese deloc. Și eu știu dialectul nostru bănățean, dar nu vorbesc așa. Nu vorbesc. Pot să vorbesc când mă duc pe la mine, cu familia sau... Dar n-am mai vorbit de foarte mulți ani. Dar când ești filmat și când trebuie lumea să te înțeleagă ce vrei să spui, tu te apuci să vorbești în dialect. Pe ceilalți concurenți cum le înțeleg? Și pe mama lui. Pe mama lui o înțeleg. El nu știe să vorbească și păcat, pentru că are și el școală. La școală n-a învățat să vorbească, a învățat și atunci de ce alege să vorbească în dialect? Am impresia că și ăsta e un motiv dintre care nu-l vor fetele, plus că a fost divorțat, de fapt este divorțat, a fost căsătorit, păcănelele, nu știu, poate nu oferă siguranță, că de asta toate fetele au fugit de el, toate. Și Andreea, bine, Andreea n-a venit cu gânduri de mărite și o... Aia se vede după ea. Stă acum cu Alex doar pentru că să nu fie eliminată. Și cu Bogdan tot la fel. Dar, după cum tot spun, vom vedea. Astăzi, luni, în emisiune, vom avea vot dacă concurenții vor vota, dacă o să rămână Liviu și Bogdan în casa sau nu. Părerea mea că își bagă staful coada, precisia chemarea testimoniale pe toți și a instruit, pentru că așa se întâmplă, că așa mi-a zis și mie. Și după aceea zice, nu, noi, votul public, votul concurenților, nu există așa ceva. Concurenții nu votează nimic după capul lor, nu votează, fără să fie instruiți înainte. Cum n-am votat nici noi. Credeți că eu, când eram mama săptămânii, bine, mai mă lăsa
nu-mi dădea de fiecare dată directive, dar trebuia să fie și staful de acord cu ce votam eu. Dacă nu era staful de acord cu ce votam, era nul. Așa și acum. S-ar putea să rămân în casă, dar nu mi-ar place pentru că nu-i mai simpatizez. De Liviu mi-a plăcut la început, cât a fost cu Darea. Acum nu mai îmi place. Mai îmi place loc de el, de când e cu Bogdana. Foarte violent, amândoi. Sunt un cuplu violent, cineva a avut dreptate când a spus. Și Andrei, care a fost eliminat, primul Andrei, și că are o scrisoare de la un fost de al Bogdanei, cât a fost ea eliminată de a stat acolo în Craiova, și că l-a înșelat pe Liviu, dar cum adică l-a înșelat? Pentru că nu e soțul ei. Nu-i soțul ei, n-a fost nici logotit, n-au fost nimic atunci, putea să facă ce voia ea. Au fost decât în cunoaștere, atât tot. Și că are o scrisoare că a trimis-o la staff și stafful nu-i o dă lui Liviu, că el vrea să posteze, că el nu-l suportă pe Liviu. Păi nu-l suportă nimeni pe Liviu, majoritatea din 100 de persoane, dacă îl suportă 2-3. I-a vorbit urât mătușii, știți atunci. De fapt, el vorbește urât cu toată lumea, n-are respect, n-are nimic, nu știe de astea. N-a fost educat în sensul ăsta că lumea trebuie respectată. Toți trebuie să ne respectăm unii pe alții. Că dacă nu ne respectăm, înseamnă că nu mai suntem oameni, suntem animale. Și animalele se respectă, să știți. Așa că vom vedea astăzi în emisiune acea votare celebră, de care toată lumea vorbește de vreo săptămână. Și eu sunt foarte curioasă. Și să vedem Andrei dacă o să-i trimită, sau parcă zicea, că n-am văzut prea bine, că zicea că după votare vrea să-i trimită. Dar să vedem. Totul e posibil. Așteptăm emisiunea. Cam atât am avut să vă spun. Vă rog să vă abonați la canalul meu, apăsați like. La revedere!